Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit, vă invit să vorbim despre cultura astăzi. Pe parcursul anului au avut loc mai multe evenimente organizate de către două persoane pe care le-ați cunoscut la Dobrogea TV, le veți cunoaște încă o dată și acum. Au fost mai multe spectacole din domeniul teatrului, dar nu numai, și al muzicii, și aș vrea să vorbim nu numai despre acestea, ci despre viața culturală din Constanța. Dacă există o astfel de viață și dacă toamna este cumva ca vara în Constanța sau nu, se pare că lucrurile sunt puțin diferite. Iarna, cel puțin față de vară. A spus un înțelept din politica românească, o spunem și noi. Invitații mei de astăzi sunt Georgiana Rusu, este coordonator de proiecte. Bună, Georgiana! Bună ziua, bine v-am găsit! Și prietenul nostru, Sebi Pătrunjei, care este responsabil PR în cadrul celor mai multe dintre aceste proiecte. Bună, Sebi! Bună! Bun! Vorbim despre câte proiecte în total? 4 sau 6, Georgiana? 6. În total, anul acesta, 6 proiecte, da. Bun. Cum a fost așa? Dacă o să le amintim pe toate, dar dacă ne uităm în urmă, cum a fost? A fost un an greu sau ușor? A meritat să vă implicați în amândoi în aceste proiecte sau nu? Nu pot să spun că a fost un an ușor, nici greu n-aș putea spune că a fost, pentru că tot ceea ce facem, facem cu plăcere și atunci știi cum e. Alege să faci ce-ți place și nu o să muncești o zi în viața ta. Prin urmare, am făcut cu drag tot ceea ce am făcut anul acesta și e un an foarte bun, consider eu. Capul de afiș sau unul dintre cele mai importante dintre aceste 6, o să-l categorisesc eu așa, poate nu voi, mi s-a părut că a fost Sunset Symphony, seria de concerte cu care constanțenii s-au obișnuit deja pe malul mării, lângă celebrul casino din Constanța, 3 săptămâni de data aceasta, nu 4 ca anul 24 trecut. De zile. 24 de zile, mai mult de 3 săptămâni, dar cu ceva în plus, cu dansuri de balet în fiecare seară. E, cum a fost să lucrez cu primăria Constanța? Că au numai lucruri rele pe Facebook, că primăria nu plătește, că e foarte greu. Cum a fost? Pentru al doilea an, noi am dovedit că se poate. Am încheiat proiectul în cele mai bune condiții, din toate punctele de vedere, organizațional, artistic, financiar. Financiar, deci asta este important. Am încheiat proiectul ca și anul trecut. Da? Cumva suntem acum ca un nas în mâneca primăriei, pentru că le spun tuturor, bă, uite că se poate. Sunt aia care au putut să încheie proiectele, dar... Aud că foarte multă lume, nu vorbim de voi, care, diverse asociații care au proiecte cu primăria, spun că nu plătește primăria, ne țin de un an, de doi ani. Proiectul vostru Sunset Symphony, care s-a derulat când? În ce luni? Ca să țin în iulie și august. August, acum suntem în noiembrie la început, a fost finalizat și din punct de vedere financiar fără probleme, înțeleg, chiar da? Din luna septembrie. Da, de din contul, luna septembrie? De contul pentru ultima tranșă de bani s-a terminat în 2 săptămâni. Da, l-am încheiat în luna septembrie. Luna deci septembrie. Fără ca primăria Constanța să pună, nu știu, niște întrebări absurde sau niște... Totul nu, ok, pentru da? Că tot ce s-a cerut prin regulament, noi am dus ca și documente de decont. Deci ei au cerut, noi l-am dus, bine, a fost din nou cu sânge, cu stres, cu nervi, cu transpirație, cu nopți nedormite, dar asta e, ți-asumi, e vorba de banul public și trebuie să-l justifici până la ultimul leu. A fost și câteva pretenții, le-aș spune eu, nu, oarecum absurde din partea primăriei, dar înțeleg că printr-o negociere lucrurile s-au pus la punct și până la urmă totul s-a... E important de subliniat asta, dacă criticăm primăria atunci când trebuie criticată, dar subliniem și lucrurile bune. În 2 sau 3 săptămâni, un astfel de proiect, important din punct de vedere financiar, da, nu foarte mare, de lei, sunt totuși 500 de lei, jumătate da. De milion, da? A fost finalizat, altele, nu ale voastre, au la coadă de nu este mai puțin adevărat că înainte de a semna contractul de finanțare, SEBI a fost foarte atent la toate condițiile care sunt impuse prin regulament și acolo au existat cele mai drastice discuții înainte de a semna, pentru că de fiecare dată înainte să semnăm ne gândim cum putem duce până la capăt. Dacă sunt și alte persoane care semnează întâi și apoi se gândesc că regulamentul prin ceea ce impune nu este tocmai bun pentru dumnealor, probabil că se creează aceste situații în care dosarele stau și stau la primărie și nu se mai rezolvă. Au fost dezbateri publice la care a participat, cred că, unul dintre vice primari, domn Costin Răsăuțeanu, da. În care s-au dezbătut aceste probleme. Da. Am asistat și eu la una și i-am văzut înțelegături. S-a dezbătut regulamentul, noi, operatorii culturali, am venit cu tot felul de amendamente, unele au fost respectate și au fost introduse în regulament, altele nu.
Dar după ce s-au depus proiectele și s-au declarat proiectele câștigătoare, am avut o serie de, nu știu, vreo două săptămâni, tot am trimis solicitări de clarificări către primărie, tocmai din dorința de a fi totul clar, ca să știm exact ce avem de făcut, cum trebuie făcut, ca să evităm orice problemă și ulterioară. În momentul în care s-au clarificat, am dat drumul la treabă și iată, rezultatul da. E... Gândește-te că totuși la cele trei, pentru cele trei tranșe de bani, am dus în total la primărie în jur de 8.000 de hârtii. 8.000, da. S-a scumpit topul de hârtie, am văzut. Da. Aproape s-a dublat, am avut un șoc. Apropo de, mă rog, eu repet, 8.000 de hârtii. Asta este o chestiune pe care primăria trebuie să o rezolve într-un fel sau altul. Nu înțeleg de ce trebuie să depui 8.000 de hârtii și nu poți să te duci cu un stick, da, cu toate, cu aproape ești, toate documentele. Te duci și cu stick. Păi, adică pe lângă două rânduri de copii, pe lângă două rânduri de copii pentru fiecare document, trebuie să duci toată documentația și pe un stick sau pe un CD sau pe orice. Da, pare un lucru pe care primăria ar putea să le aibă în vedere în anii viitori. Da. Eu înțeleg că trebuie să fie scrupulos și fiecare leu trebuie să fie bine, nu știu, urmărit. Da. Și gândește-te că proiectul nostru, la modul cum l-am conceput, este destul de simplu de rezolvat. Dar sunt alte proiecte mult mai ample, mult mai dificil de organizat și atunci bănuiesc că la ei volumul de muncă și de hârtie este mult mai mare. Și atunci, da, pot interveni sincope, pot interveni... Greșești, om ești, greșești și asta e, se mai întâmplă. Greșești, dar noi, greșești, dar de 2 ani de zile să stai, să nu recuperezi banii, să nu-ți plătești furnizorii, este o problemă pe care au multe asociații în oraș. Și exemplul care se poate este aici de față, da? Se poate da. 2 săptămâni. Deci, da, repet, primăria ne punca pe un nas din mânecă și le spune tuturor celor care au nemulțumiri că, uite, sunt ăia care au reușit 2 ani la rând să închidă proiectele. Foarte bine face primăria, așa îți dai seama cine e de vină dintre primărie și cei care spun că n-au primit banii de la primărie. Da, al doilea an în care și în primul an înțeleg că s-a închis totul, tot proiectul. Exact. Nu chiar atât de repede, nu în 2 săptămâni. Nu chiar atât de repede. Eram și noi la început, erau 4 tranșe. Atunci banii s-au dat în 4 tranșe, deci clar a intervenit o perioadă de timp suplimentar. Acum au fost 3 tranșe de justificat. Am înțeles. Ce a fost, nu ce a fost, ce ți-a plăcut cel mai mult la tot Sunset-ul, uitându-ne acum din toamnă spre Valea Georgiană? Ce mi-a plăcut cel mai mult? Bănuiesc că nu faptul că ați depus 1000 de hârtii, scuză-mă, dar nu mă pot abține. Nu știu, nu mai vine nimic în minte acum. Sunt cu mintea plină de celelalte proiecte pe care le-am desfășurat în ultima perioadă. Per general, a fost atmosfera din fiecare seară de acolo. Ne vom aminti în fiecare an. Și vrei să o retrăiești și anul viitor atmosfera? Sigur că da. Adică vă gândiți să depuneți întrebare serioasă. Da, dacă anul trecut, după ce finalizasem proiectul, ne gândeam că poate nu o să mai repetăm experiența anul acesta. Nu ne gândeam că poate nu o să amintim. Sigur, nu mai depunem. Nu ne mai trebuie. Birocratice mai, da, mai, da, mai trebuie. Nu mai vrem, nu are rost, nu muncim ca robii. După ce au trecut câteva luni, am revenit asupra deciziei. Iată că s-a întâmplat și în cel de-al doilea an. Acum suntem convinși că vrem și la an. Acum să vedem dacă se organizează sesiune de finanțare și, mă rog, condițiile în care o să se desfășoare. Noi vrem să facem și la anul. Am dovedit că am reușit să facem ceva frumos. Oamenii au venit cu un feedback nemaipomenit. Am avut sute de oameni în fiecare seară care au venit. Ne-au felicitat pe noi, pe orchestră, pe dirijor, pe balerini, a fost ceva sublim. Noi vrem să facem și la an. Ca să nu mai spun că eu una chiar sunt nerăbdătoare, pentru că repertoriul se va schimba din nou pentru la anul. Fiecare an există un alt repertoriu. Nu știu cât va ține lucrul acesta, dacă an de an va fi altul. Da, să venim cu ceva nou de fiecare dată. Dar anul acesta fiind centenar, am adaptat repertoriul pentru sărbătoare. Însă la anul revenim la piesele internaționale. Am înțeles, o să vedem ce va fi la anul. Nu era trecut în desfășurătorul meu, dar o să facem așa, o să luăm o scurtă pauză în care o să urmărim câteva minute, nu știu, 2 sau 3 minute din Sunset Symphony 2018 și revenim. Thank you.
Sunset Symphony 2018, ne pregătim pentru 2019 și vreau să subliniez încă o dată pentru cei care au de recuperat bani de la primărie, se poate. Da, primăria plătește atunci când proiectele sunt bine făcute și toate de conturile sunt întocmite așa cum trebuie și plătește relativ repede, adică foarte repede, 2-3 săptămâni, așa cum ne spunea Sebi aici de față. Bun, ai în minte, spuneai, proiectele acestea mai recente care s-au încheiat de unezi, cred că joi. Săptămâna trecută, nu? 4 proiecte AFCN. Foarte pe scurt, despre ce e vorba? Am trecut dintr-una într-alta, ca să spun așa. Am început cu Casino Suflet Pierdut, am continuat cu Picături de Istorie, 2 spectacole care s-au desfășurat în aer liber în orașul Constanța, și am continuat cu celelalte 2 proiecte. Este vorba despre Star Crash, care s-a desfășurat la Planetariul din Constanța, și despre Teatru Cărări între Emoticoane și Sentimente, cu spectacolul aferent Emoticon Skin, care s-a desfășurat la Teatrul de Stat Constanța. Celelalte 2, acestea ultimele despre care am amintit, au constat în 12 reprezentații fiecare, 12 reprezentații de teatru pentru tineri. Pentru 60 de tineri cel mult, pentru că sala avea 60 de locuri. La planetariu. La teatru, în schimb. La teatru au fost 250 de oameni. Cât sunt? 250. Sala e de 300, cred că acolo. Nu cu totul, cu nu știu cât. Cam așa. Cam 300. Deci am avut serii în care au fost pline și lojele și balconul, arhiplin. I-ați luat cu arcanul? Nu, ne-am dus cu afișe, am explicat directorilor de la instituțiile de învățământ liceal din Constanța despre ce este vorba. Am avut sprijinul Inspectoratului Școlar Județean și au venit câte 100-150 de copii la fiecare reprezentație, de la fiecare liceu. La fiecare reprezentație am avut câte 2 licee. Da, iar în ultimul spectacol, pentru că rămăsese jumătate de sală disponibilă, i-am invitat pe cei de la echipa de fotbal Viitorul Constanța, de la Academie. Campioni, și am avut surpriza să vină. Nu știu, parcă, nu, au câștigat acum 2 ani de zile. Da. O dată campion, tot au campion. Au venit 2 autocare cu 70 de tineri sportivi de la Viitorul și n-am putut decât să ne bucurăm. Serios, da? Da. N-am văzut prea des, nu e o critică, e așa. Au venit și la Planetariu. Și la Planetariu, o reprezentație a fost pentru cei de la Academia Viitor. Voi v-ați dus pe stadion? Nu cu spectacol. Eu merg. Mergi? Merg, da. Dar rămâneți cumva dator, trebuie să mergeți la un meci acolo. Bine că nu trebuie să jucăm. Da, nici n-au jucat, am venit numai să se uită, da? Bun, la Planetariu, plin Planetariu, 60 de locuri. Da. Ar spune lumea că se umple destul de ușor, da? Cum a fost? A fost bine, am avut public la fiecare reprezentație, au fost câteva dintre reprezentații cu, nu știu, 40 de persoane, poate. Am văzut și câteva în care oamenii au stat pe afară. Pentru da, a trebuit să la cele mai trimitem multe acasă. S-a întâmplat așa. Au venit peste limita de locuri și acolo chiar nu puteam să băgăm mai multe principiul persoane. A fost primul venit, primul servit, nu? Da. Da, tocmai de aceea îi rugam înainte să ne scrie sau să ne spună să rezervăm tichetele pentru ziua respectivă. Nu se întâmpla mai devreme decât cu câteva ore, pentru că altfel nu aveam. Toate reprezentațiile gratuite, da, trebuie să subliniem asta. La toate absolut, proiectele noastre, activitățile culturale sunt gratuite. Bun, ați făcut un spectacol la Cazinoul din Constanța, Povestea Cazinoului, un scenariu bine scris în care am putut învăța cei care am fost acolo și lucruri pe care sunt convins că nu le știa multă lume. Și ce dacă l-ați făcut, că nu s-a rezolvat nimic, Cazinoul e la fel. Scopul proiectului nu a fost acela de a porni o campanie, cum s-au pornit atâtea până la urmă, ci mai degrabă de a afla toată lumea ce s-a întâmplat cu el până atunci, care este istoria lui, de a-l prețui, pentru că sunt și persoane care nu înțeleg importanța lui și nu înțeleg de ce este clădirea emblematică a Constanței. Iată, cu ajutorul spectacolului nostru, poate că au înțeles mai multe, poate că s-au convins că așa e. Așa suna și finanțarea, pentru că noi nu am luat finanțare pentru a porni lucrările de construcție la cazino sau de amenajare, nu. Noi am luat finanțarea pentru a promova clădirea cazinoului prin mijloace artistice pentru a mai trage un semnal de alarmă și de a arăta ce se întâmplă și că este păcat și cumva să sensibilizăm opinia publică. Opinia publică ar trebui în urma unor astfel de evenimente să facă presiuni. Iar faptul că multe persoane ne-au spus la momentul de final al spectacolului că atunci când el vorbea, își spunea cu ultima suflare își spunea oful și toate luminile erau deasupra lui,
era ideea că el chiar vorbește și asta ne-a convins că am făcut bine ce am făcut. Da? Da. Da, Sevi, a fost bine? Da, foarte bine. Foarte bine. Deci am primit feedback senzațional, mult peste așteptări. Nu credeam că vom ajunge atât de adânc în mintea și în inima constanțenilor. Deci au venit oameni emoționați după terminarea spectacolului, spunându-ne, domnule, mi s-a ridicat părul pe mine, ascultând o clădire vorbind, ați reușit atât de bine să transpuneți ideea voastră în fapte, încât cred, bă, aveam impresia că vorbește Cazino, știi? Da, destul de greu să transmiți așa niște sentimente într-un cadru, da, într-un spectacol de teatru. Un mare merit. Da, bine regizat și scenariul, repet. Exact. Bun. Scenariul Georgiane, care a fost foarte ofertant pe baza documentației prietenului nostru Cristian Cealera. Și documentația i-a dat, bună. Da, i-a da, dat da. Documentație pentru da. 10 manifestări de genul ăsta. Da, da, da. Știi, când se pornește, da, 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 darul de a fi expansiv. Și de regia realizată de domnul Iunian Enache, eu nu am înțeles ce se întâmplă, ce urmează să se întâmple acolo până la repetiția generală, de o seară înainte de spectacol. Abia atunci m-am liniștit, pentru că nu, bă, zic, cum poate să facă? El îmi povesteam, spunea, și nu înțelegeam, bă, dar cum poți să faci, cum poți să transmiți? A ieșit un spectacol deosebit. Iar momentele lucrându-se în sală și ne lucrându-se la fața locului, pentru că el nu a vrut să dezvăluie multe dintre lucrurile care urmau să se întâmple la reprezentația propriu-zisă, nu l-au lăsat să vadă întregul. Eu am înțeles ceva mai devreme, dar l-am lăsat să fie surprins până la capăt. Sunt la capitolul totuși critici sau chestiuni care trebuie îmbunătățite, după opinia mea, care poate să fie și proastă, nu neapărat bună. Ai spus așa, o seară de spectacol. Da, a fost o singură seară de spectacol. Acum sunt convins, pe de o parte, că mai multă lume ar fi dorit să vadă acest spectacol și, doi, că dacă tot ați muncit atât, o seară de spectacol este prea puțin pentru Cazino și pentru o asemenea temă. De ce numai o seară? De ce nu, nu știu, 4-5? Pentru că bugetul pentru proiectele depuse la patrimoniu cultural material este destul de mic. Este mic. Cât a fost bugetul pentru Cazino? Undeva la 11.000 de euro. Echivalentul la 11.000 de euro, din care trebuie să plătim o grămadă de lucruri. Deci tot ceea ce înseamnă un proiect. Să plătim regie, să plătim scenariu, să plătim publicitate, să plătim producție, să plătim documentarea. Da, l-ați plătit o dată, nu s-a mai putea juca o dată acest spectacol sau de două ori, pentru că documentarul o face o dată, regia o face o dată, plătește actorii. Din bugetul pe care l-am avut rezervat pentru acest proiect s-a putut juca o singură dată, că s-au terminat banii. L-am produs, s-a jucat o singură dată. Prin acordul de parteneriat pe care îl avem cu Teatrul de Stat Constanța, care a fost partener în acest proiect, noi cedăm drepturile Teatrului de Stat Constanța, care îl poate juca la nesfârșit de câte ori vrea el. Am înțeles, deci poate fi replicat. Da. Deci la toate proiectele pe care le depunem, pentru noi o mare importanță are capitolul sustenabilitate și continuitate. Și atunci noi lăsăm posibilitatea asta. Am colaborat cu Teatrul de Stat Constanța în 3 proiecte, am fost parteneri. Toate cele 3 spectacole le cedăm, că acum suntem în demersurile necesare, le cedăm Teatrului de Stat, care le poate juca în continuare și Cazinou, și Picători de Istorie despre care o să vorbim imediat, și spectacolul de la teatru pentru elevi, Emoticon Skin. Dar noi, din ce buget am avut de la AFCN, am putut, la aceste două proiecte, Picături de Istorie și Cazinou Suflet Pierdut, am avut bani de o singură reprezentare. Un spectacol la cheie, da, pe care îl prezentați teatrului, care poate să îl joace dacă cineva de acolo dorește sau dacă cineva de acolo vrea să facă un lucru frumos pentru Constanța și pentru cultură. O să vorbim și cu doamna director de acolo, probabil săptămânile viitoare. Întrebăm și acest lucru. Picături de Istorie este altceva. Mă gândeam acum cum să-l descriu. Le-am văzut pe toate, am participat la toate, dar cred că este pentru prima dată, nu mi-aduc aminte, când am intrat în mozaicul, în edificiul roman cu mozaic, am coborât scările, a fost ceva deosebit, da. Nici nu știu cum să vă întreb. Cum v-a plăcut? Sunt sigur că v-a plăcut. Care au fost reacțiile? Cum le-ați simțit?
Deși este tot proiectul nostru și acesta, cred că de data asta am fost mai mult spectator decât să mă ocup de ajuns. El a făcut parte mai degrabă din echipa de proiect, eu fiind nevoită să ajung la repetiții la celelalte două, pentru că s-au desfășurat aproape simultan. Da, a fost o... A fost un tur de forță, da. A fost un tur de forță, da. Am avut 4 premiere la rând. Am avut 8 septembrie, 15 septembrie, 27 septembrie și 1 octombrie. 4 premiere la rând am avut. Da, aici avem câteva imagini din Picături de Istorie. Un spectacol care a început în fața mozaicului, edificiul roman cu mozaic, și apoi a continuat așa într-un itinerariu pe care vi l-am descris, greu, nu? Depus în scenă. Și o regie îndrăzneață și care a reușit să scoată în evidență tot ceea ce ne-am dorit noi când am gândit acest proiect. Deci era vorba la fel de patrimoniu cultural național. Era clar că ruinele acelea fac parte din istoria noastră și trebuie să le punem în valoare și trebuie să nu mai trecem nepăsător pe lângă ele, iar acest spectacol a reușit să transpună această idee. Un spectacol de teatru labirint care a fost plimbat de pe platoul din fața mozaicului, trecând prin mozaic și apoi la termele romane. Foarte frumos, foarte frumos. Am avut un dialog, la un moment dat eu fiind foarte, foarte ocupat cu organizarea din spate în timp ce se întâmpla spectacolul, la un moment dat am ajuns lângă regizoarea și directoarea Teatrului de Stat, Constanța Dana Dumitrescu, și am întrebat-o cum e, ce zic oamenii, și îmi spune, tu îi auzi? Și atunci am avut așa o revelație și am dat seama că publicul nici nu respira urmărind jocul actorilor și ce se întâmpla în fața lor. Un lucru nemaipomenit și, mă rog, la sfârșit aplauze, minute întregi de aplauze. Foarte interesant, am avut și o scenografie deosebită și cu acele făclii și cu luminile și cu fumul și cu culorile și o să mai facem. Da, noi o să încercăm să difuzăm spectacolul undeva în perioada Crăciunului, vă spun, de pe acum avem așa o intenție, pentru că sunt acolo povești pe care merită să le știți. Dacă treceți prin piața Ovidiu, o să vedeți niște inscripții care spun poveștile unor oameni care au trăit aici. Exact, acest spectacol reprezintă poveștile de viață ale oamenilor. Dintre dumneavoastră, da. Nici noi nu le știam pe tot. Același documentarist, da? Tot Cristian Celera. La fel, da? A furnizat material pentru încă 10 spectacole de genul ăsta. Da, aș fi vrut să spun că sunt frumoase poveștile pe care le avem noi aici, dar nu sunt povești, sunt întâmplări, exact, reale pe care, din păcate, cum spuneam, nu le cunoaștem. Haideți să vedem câteva minute și din acest spectacol, apoi luăm o pauză și revenim. Și dacă pasiunea ce ți-o port mă va duce la pierzanie, să știi că inima mea este împlinită. Chipul tău perindos și ochii tăi senini îmi dau poftă de viață și un chef nebun să fiu cu tine pe lumea asta. Ovidius, biet suflet exilat, târziu ți-ai înțeles menirea. Mândru să fii de curajul pe care l-ai avut scriind ce ți-ai dorit. Tristețea să nu îți fie vrăjmaș. Nu suport clima de aici, nu m-am putut obișnui cu apa și nu știu de ce nici pământul de aici nu-mi place. Domitani, să nu îndrăzniți să spuneți că nu vă plac misterele lumilor întunecate. Demone, unde ești, fiară sălbatică? Arată-te, demone! Nu o să am liniște până n-o să te știu alungat de pe acest pământ și întemnițat în infernul marelui Hades! Ca să nu mai faci vreodată un astfel de rău vreunui muritor! Germanus! Germanus! Astăzi am învins din nou! Eu, Argutos, gladiatorul! Ne-am auzit numele aclamat în arena! Argutos! 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 Uite și acum, după 2 ore, încă mai aud un ropot de aplauze! Argutos!
Ne-am întors, au mai fost două proiecte finanțate de către AFCN despre care vom vorbi, dar dacă facem un calcul aritmetic nu ne iese socoteala. A mai fost un proiect în primăvară acestui an, dacă nu mă înșel, da, despre care aș vrea să vorbim puțin pe scurt. Finanțat de asemenea de Administrația Fondului Cultural Național, este vorba de Teatru pentru Copii și Tineret în 40 de școli rurale. Este acea caravană pe care noi am făcut-o în primăvară acestui an, când am mers în 40 de unități de învățământ din județul Constanța și le-am oferit copiilor de acolo un spectacol la care am înțeles că au fost foarte fericiți și am auzit totodată că a fost pentru mulți dintre ei primul din viața lor. Cele despre care vorbim noi aici în Constanța, în oraș, sunt cele care au un impact, impactul cel mai puternic. Da, la Casino sunt știri pe care au dat toate televiziunile centrale și așa mai departe, dar acestea făcute undeva în zona neapărat rurală și în zona orașelor mici din județ, mi se par mai importante. Da. În desfășurătorul meu da, corect. Nu ocupă prea mult timp, din păcate. Cred că ar trebui să facem o emisiune separată despre ce înseamnă cultura și educația. Am mai avut, înainte de acesta, în proiectele precedente, am avut activități culturale pe care le-am dus în județ. Am avut cele două caravane de teatru pe care, cu spectacole pe care le-am jucat în 12 localități din județ. Cum e județul Constanța, așa, în interiorul lui, în sate, în comune, față de oraș? Sunt două lumi diferite sau e la fel? Îmi aduc aminte că am mai discutat despre asta într-o emisiune trecută. Dacă ți-aduci aminte, când am discutat, spuneam de drumuri că sunt foarte bune. Asta a fost o constatare. Și s-au mai reabilitat și timp, s-au mai dat drumul la câteva tronsoane. Da? Nu mai știm, că n-am mai fost. Am avut o surpriză plăcută când ne-am plimbat prin tot județul și erau drumurile foarte bune. Pozitiv. Și mai spuneam totodată că din cele 40 de unități de învățământ, câteva dintre ele au fost mai aproape de oraș decât altele. Ce pot să spun este că pe măsură ce ne apropiam de oraș cu spectacolele, resimțeam această diferență de mentalitate, de comportament între copii. Copiii dinspre oraș, cum este Valul lui Traian sau localități apropiate, rezonau la alte lucruri decât cei care sunt ceva mai îndepărtați. Pentru aceea, telefoanele mobile, tabletele încă nu sunt atât de uzuale. Da. Pe când în partea aceasta mai aproape de noi, da. Da, ultimele două proiecte care s-au terminat recent de la FCN sunt două puncte, fill in the blanks. Star Crash și Teatru între cărări între emoticoane și sentimente cu Emoticon Skin. Emoticon Skin, un spectacol care a putut fi văzut la Teatrul de Stat. Teatrul de Stat, da, pentru adolescenți mai mult. Da, nu neapărat. Noi ne-am gândit când am creat acest proiect că am putea să facem prin aceste activități, să facem o punte de legătură între liceenii constanțeni și teatru. Ei sunt, liceenii constanțeni sunt viitorii spectatori potențiali ai teatrului și atunci am încercat să le înlesnim această legătură și am avut niște surprize foarte mari și foarte plăcute, pentru că la finalul spectacolului eu ieșeam printre ei și ascultam ce spun și de foarte multe ori am auzit chestii de genul: doamna dirigintă, să ne mai aduceți la teatru, am fost prima dată la teatru, ce frumos a fost, mai vreau. Deci cu asta au plecat niște copii, am avut în total peste 2500 de copii liceeni în Constanța care au fost la un spectacol de teatru. Din acești 2500 de copii, 200, dacă vor continua să revină la teatru, pentru noi este un lucru minunat. În urma acestui proiect, înțeleg că cei de la Academia de Fotbal Viitorul o să contacteze conducerea Teatrului de Stat Constanța, pentru că vor să-i aducă pe tinerii fotbaliști măcar o dată pe lună la teatru. Și acesta este un punct câștigat. Le-a plăcut dacă vor să se întâmplă, că nu îi pot obliga. Hai, odată te duci măcar de curiozitate. Dar ei au fost la ambele proiecte. Mă rog, 60 dintre ei au fost la Star Crash și vreo 70 au fost la spectacolul Emoticon Skin și chiar vorbeau despre amândouă și spuneau: uite, acolo mi-a plăcut aia, dincolo mi-a plăcut aia. Ce frumoasă e! Spuneau. Na, niște tineri adolescenți și e firesc. Dar important este că le-a plăcut și că mai vor să vină. Și dacă vor veni o dată pe lună la teatru
pentru că au venit de două ori la teatru în urma unor proiecte ale noastre, noi nu putem fi decât mulțumiți și bucuroși. Repet, va trebui să vă duceți pe stadion, asta, asta pe e clar. Stadion, de ce nu? Și un spectacol inedit la Planetariul din Constanța, unde partener a fost Complexul Muzeal de Științele Naturii, director Adrian Bâlbă. Acolo și actriță, da? Sau mai mult actriță în acest spectacol? Mai mult sau mai puțin, mai mult manager, mai mult actriță, nu știu exact unde ar trebui să înclin balanța mai mult, pentru că acum săptămâna, în ultimele zile, ne-am ocupat de partea de decont, pentru că și AFCN-ul are nevoie de decont, așa că am încheiat cu spectacolele și am trecut pe partea administrativă. Dar din aceea seară, adică am terminat spectacolul, a terminat de jucat, am fost împreună cu toată echipa la un suc și ne-am dus acasă să facem hârtii, că așa se întâmplă. E la fel de greu la AFCN ca la primărie? Incomparabil. Da? Incomparabil. E ceva mai greu acum pentru că le avem din nou pe toate de făcut deodată. Pentru că sunt mai multe, dar în principiu nu e la fel de birocratic ca la primărie. Nici nu se pune problema. Da. Repet, un decont la primăria Constanța a necesitat vreo 8.000 de hârtii, un decont la un proiect de la FCN are undeva în jur de 150-160. Da, pentru cine a deschis televizorul de la început, spunem așa că Primăria Constanța a decontat Sanță Simfonie în vreo 3 săptămâni de la încheiere. Da. Da. Fără probleme. Jos pălărie. Deci, da. Revenind la întoarcem ce discutam mai devreme, spectacolul acesta de la Planetariu este un spectacol de suflet al meu, prin prisma locației în care am jucat, prin prisma faptului că am avut spectatorii atât de aproape, ne atingeam chiar și cred că veți vedea în imaginile sunt imagini următoare. Acum, da. Da, sunt niște imagini și o să vedem și o secvență din spectacol. Aici, dacă la spectacolele de la scenă, nu știu, există serii în care poate suntem mai obosiți sau nu avem tocmai o zi bună și se poate întâmpla să joci tehnic o porțiune, un fragment, un minut, un moment. Ei, la Planetariu nu se poate întâmpla asta. Publicul fiind atât de aproape, a trebuit de fiecare dată să rămânem tot procesul creator și să jucăm cu adevărat, fără să trădăm o secundă. Iar asta pe mine nu poate decât să mă bucure. A fost un exercițiu fenomenal pentru noi, pentru toți 4, 5 chiar, care am făcut parte din distribuție. Spun 5 pentru că 6 dintre reprezentații au avut o altă actriță, pe un rol au existat 2. Pot să vă mai spun că la Planetariu există un caiet de sugestii, de impresii și de acolo am cules câteva. Aș putea să vă spun că oamenii ne-au spus că este un spectacol minunat, inedit, care le-a adus multă bucurie. Spune, mi-a trezit pasiunea pentru astrologie și astronomie, iată, prin subiectul pe care l-am abordat noi. Am simțit niște sentimente mai rare la personalitatea mea, spune cineva. Iată. Sau, inedită locație, îndrăzneț proiect, la cât mai multe pentru orașul nostru, succes pe mai departe. Toate lucrurile acestea ne bucură și ne dau un feedback care nu poate să ne spună decât că este bine ce facem. Mă bucur și că aceste proiecte n-au avut loc numai vara și că s-au întins, iată, până în luna noiembrie, pentru că orașul acesta este și al nostru, al constanțenilor, nu numai al turiștilor care vin vara. Urmează o nouă sesiune a FCN, înțeleg câte proiecte ați depus? Suntem, am depus 5 proiecte și așteptăm din oră în oră. Mai puține ca anul trecut, nu? Da, am depus 6 anul trecut și acum anul ăsta fiind în cup. Deci vorbim de luna septembrie. Da, noi, da, repet, am avut 4 premiere și am avut de făcut și de contul la Primăria Constanța. Deci și de depus câteva proiecte. Și de depus 5 proiecte la FCN. Acum deci zilei de marți cred că se vor cunoaște, da, rezultatele, da, da? Bun, urmărim cu atenție și discutăm. Sunt convins că vom avea ce vorbi. Mulțumesc pentru prezență și succes pe mai departe. Mulțumim. Vă lăsăm nu cu știri, ci cu câteva secvențe din spectacolul acesta care a avut loc la Planetariu și pe care merita să-l vedeți. Poate îl veți putea vedea și în viitor, cine știe. Dar dacă tot v-am deranjat, pot să vă întreb ceva? Sim. Ai văzut cumva un cățel, uite așa de înalt, alb, gălbui, cu o fată maro pe spate până... Nu, n-am văzut! Igil cheamă!
dacă nu am vorba să dacă îl găsești. Sună-mă și dacă nu-l găsești. Wow, ce morfă-i cerul! Mamă! Eu de mult voiam să mă pot să arăt. Dar să mai vină cineva cu mine, că așa mi-a urât singura. Dar tu de ce ești așa țanțo așa? Mulată! De ce? De ce nu căpăi? Eu nu vorbesc atâta. Ah, ești supărată? Sau e faza aia, lunii? Nu, că la eclipsă mă refer, nu la perioada ta. Odată când s-a întors în oraș de la tratament, a găsit casa goală și pe mine. Aveam 2 ani atunci, abandonată și înfometată de zile bune. Știți vorba aceea că Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți duce. Ei bine, în ceea ce privește pe mama, cred că Dumnezeu n-a folosit o măsură prea bună. Mama a suferit o depresie cruntă după ce tatăl meu a părăsit-o. Boala i s-a agravat, iar banii din pensia ei nu ne mai ajungeau să ne întreținem. S-a sinucis. Iar eu am fost crescută de o cunoștință de ei, apoi de o rudă de a cunoștință ei și tot așa am fost pasată de la unul la altul și am depins de bunăvoința străinilor până când am fost destul de mare ca să pot să muncesc să mă întrețin.